Bună seara, sunt Denis Rifai și vă mulțumesc că ați acceptat invitația din această seară. Sunteți cu toții mari artiști ai acestei țări. Desigur, dacă toți ceilalți ar dispărea. Iar astăzi sperăm să aflăm prin intermediul celor 40 de întrebări cât mai multe despre voi. Sunteți pregătiți? Da. Ok, să începem. O să încep cu doamna Adelia, pentru că este cea mai deschisă dintre dumneavoastră. Ați absolvit conservatorul, după care v-ați bucurat de succes alături de Nick în trupa NND. Aș vrea să știu, cum ați reușit să treceți la statutul de pițipoancă la cel de divă? Urmează întrebarea! Care este cel mai înalt vârf muntos din Asia? Vă mulțumesc. Domnule Cortea, da, să rămână. Urmează o întrebare maro. Oh, wow. Ați venit la Ai Umor în urmă cu ceva timp, în scopul de a fi unul dintre concurenții de succes a emisiunii. V-a apucat durerea de burtă? Ați ieșit un pic și nu v-ați mai întors niciodată. Așa am făcut. Aș vrea să știu, este adevărat că la spectacolele de dumneavoastră organizatorii nu mai pun toalete pentru a se asigura că rămâneți pe scenă? Urmează întrebarea! După o zi lungă de filmare, este adevărat că vă put ciorapii? Am notat. Vă mulțumesc. Îmi place că n-așteptă răspuns. Aveți răspuns? A, nu! E tare! Domnule Chelo, vă rog să vă pregătiți. Urmează o întrebare verde. În urmă cu ceva timp, v-ați luat de trupa Animal X în versurile dumneavoastră. Iar acum lucrați cu animalul aici, la emisiune. Aș vrea să știu dacă astăzi v-a schimbat părerea despre el. Nu. Nu! Aceeași părere! Mulțumesc. Urmează întrebarea? Este Șerban Copoț? Vă mulțumesc. Ce? Vă mulțumesc. Ce, mă? Domnule Bordea? N-are super tare. Domnule Bordea, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Sunteți cunoscut ca un stand-upper liber care spune lucrurilor pe nume. Ați avut întotdeauna enorm de mult umor pe scenă. Urmează întrebarea? Ce s-a întâmplat? Vă mulțumesc. Din nou, pentru Delia, o întrebare de toate culorile, așa cum este ea obișnuită. Este cunoscut în lumea bună că soțul dumneavoastră a strâns bani din concertele pe care le-ați avut și cu ei a cumpărat bitcoin. La concerte ați avut mereu un tarif dublu față de alți artiști. Aș vrea să știu dacă v-ați certa cu soțul dumneavoastră din cauza investițiilor lui în bitcoin. Urmează întrebarea? De ce a plecat Mihai Bendeac de la emisiune? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, într-adevăr. Domnule Cortea, da. Este din nou rândul dumneavoastră. Ați avut un an extraordinar, unul în care Bordea v-a luat la emisiunea America Express pentru că soția lui n-a vrut să meargă și apoi în juriul la Ai Umor pentru că micuțul a refuzat să vină. Aș vrea să știu dacă vă deranjează statutul de rezervă asemănător cu cel al prințului Harry. Urmează întrebarea! E adevărat că Andreea Bălan este teribil de enervantă? Ok, am notat. Mergem mai departe. Că se uită. Ultima întrebare pentru Cătălin Bordea. O întrebare de culoare. Ați slăbit aproape 10 kg în America Express, spre deosebire de domnul Cortea, care a scăpat numai de 4 kg. Aș vrea să știu dacă acest lucru arată faptul că ați muncit mai mult decât el și dacă, așa cum faceți și la această emisiune, ați simțit că îl duceți în spate. Urmează întrebarea! Este Nelu Cortea suficient de exact atunci când ne spune despre cât de enervantă este Andreea Bălan? E așa.
Vă mulțumesc. E așa, da. Răspunde la întrebare. Da. Da? Da. Am notat. Chiar e? Nu știu, n-am. Vă mulțumesc tuturor pentru sinceritate și aș avea o întrebare comună la final. O să vă rog să-mi răspundeți cu toții în același timp. Urmează întrebarea! Urmează întrebarea! Plec și eu de aici cu măcar 3 like-uri. Uite!